De obicei, fiecare program de felul acesta avea un scop caritabil. Și ne-am gândit mult cărui scop caritabil să îi donăm acest program. Am o surpriză pentru toți, inclusiv pentru coriști, inclusiv pentru cei din sală, deoarece dacă ați venit, e obligatoriu să contribuiți. Dar nu vom face o colectă, ci provocarea pe care vă adresăm este ca luna aceasta să faceți un gest de bine unei persoane pe care nu o cunoașteți sau poate că o cunoașteți, dar care are nevoie de dumneavoastră. Și gestul de bine nu înseamnă doar bani. Uneori e nevoie de timp, uneori e nevoie de îmbrățișare, alteori e nevoie pur și simplu de un mesaj simplu. Așa că Dumnezeu, Scriptura spune, fără plată ați primit, fără plată să dați. Vreau să mulțumesc fiecărui corist pentru efortul care îl pune, toți sunt voluntari. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați venit aici. Dar să nu ne uităm că cel mai mare dar primit este faptul că Iisus Hristos a venit pe acest pământ și a oferit. S-a dat pe El însuși pentru noi. Și cum am putea să-i mulțumim? Făcând același lucru. Așa că nu uitați de provocarea noastră. Faceți lumea din jurul dumneavoastră mai bună. Oferiți un zâmbet, dați un telefon, oferiți o bomboană. Faceți ceva pentru cei din jurul dumneavoastră. Faceți lumea să fie mai bucuroasă. Aceasta este provocarea pe care vrem să vă adresăm astăzi. Și nu uitați, lucrul acesta nu e opțional. Bineînțeles, poate că unii nu îl vor face. Dar știți cine va fi mai sărac? Cei care nu acceptă provocarea. Pentru că în mod ciudat, atunci când faci ceea ce a făcut Mântuitorul, te oferi pentru alții, de fapt tu te îmbogățești. Și este ceea ce ar trebui să trăim fiecare dintre noi.